Doamne, dă asemenea vremuri peste Biserica Emanuel. Întoarceți la capitolul 12 din Faptele Apostolilor. Este un alt munte. Cam pe aceeași vreme împăratul Irod a pus mâinile pe unii din biserică pentru ca să-i chinuiască. Și a ucis cu sabia pe Iacov, fratele lui Ioan, și când a văzut că lucrul acesta place iudeilor, a mai pus mâna și pe Petru, erau zilele praznicului azimilor. După ce l-a prins și l-a băgat în temniță, l-a pus sub paza a patru cete de câte patru ostași, cu gând ca după Paște să-l scoată înaintea norodului. Deci Petru era păzit în temniță și este imposibil să iasă de acolo, că e temnița sau pușcăria de maximă securitate. Dacă înainte pe apostoli i-au închis și noaptea au dispărut din pușcărie și acum este închis Petru, e legat de doi ostași, este păzit de 16 soldați romani, este ferecată temnița și Irod este hotărât să-l execute. E un munte teribil. Nici o putere omenească nu-l mai poate scoate de acolo. Nici o putere omenească. Deci Petru era păzit în temniță și biserica, ce scrie? Nu înceta să înalțe rugăciuni către cine? Către Dumnezeu pentru el. Către cel care este deasupra lui Irod, peste cel care este deasupra lui Pilat, peste cel care este deasupra Sanhedrinului, peste cel care este deasupra directorului pușcării, a gărzii, peste cel care este stăpân peste toate lucrurile. Nu înceta să înalțe rugăciuni. Și când biserica se roagă și înțeleg că Dumnezeu este cel care are putere, că Dumnezeu este cel care i-a trimis cu Evanghelia, că Petru este acolo datorită Evangheliei, biserica se roagă și Dumnezeu dă la o parte muntele. Și Petru este eliberat în mod miraculos. Și ne ducem în istoria bisericii primare și în istoria creștinismului. Și mereu, mereu, când biserica s-a uitat din perspectiva lui Dumnezeu la împotriviri, la necazuri, și când a cerut să se împlinească voia lui Dumnezeu așa cum o cere cuvântul lui Dumnezeu, s-au dat la o parte munții. Care-i muntele pe care l-ai în fața ta?